ANAF precizează că din totalul de 3,4 miliarde de lei poate recupera la această dată două treimi din datorii. Situația juridică a restului de creanțe de 1,1 miliarde de lei, insolvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile, existența unor hotărâri judecătorești de suspendare a executării silite, etc., oprește ANAF de la inițierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, are o datorie de peste 230 de milioane de lei și conduce în topul datornicilor. Este urmat de Florin Materiu din Victoria cu o datorie de peste 94 de milioane de lei. Pe locul 3 se află Bogdan Mihai Ciortea din Cluj-Napoca cu o datorie de peste 21 de milioane de lei. Pe listă figurează printre alții și Silviu Prigoană.